Non viene con un tasso chiedo. Ragione di sovrafio ciò che ci non dite. Stessi, sono fatto questo amico con i piedi. Santo verbe che si asta scontare a cantare. Per il dia che non saperia c'è per l'ordine. Dimmi felicire un mattino il vostro ciapo della capo di ciò che ho fatto, che ho o sa lunga poi scegliere in che sia su, da di un oro, e credo per lui che era visto l'uomo, che la tinerezza si stentare a cantare, se pare che la tendenza ormai che sia. A poi sa lunga c'è una proverbia, che o sa lunga la comitete, se si deve asfaltare, ci incomitetto sicuro se si roba, se non riuscirà a salvare. Se non le ospite a indossere, per vedere a Pedro che sottolinea un cepe Q, c'è ci va in 1 Corinzi capitolo 7, versetto 32 in continuare, ci ne non vi è stensurato. Attenzione. Se îngrijești de lucrurile Domnului cum ar putea să placă Domnul. Asta ține de pregătirea pentru căsătorie. Versetul 4. Fecioară, cea nemăritată, se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu Duhul. Versetul 5. Vă spun aceste lucruri? Nu ca să vă prind într-un laț, și pentru ceea ce este frumos, ca să puteți sluji lui Dumnezeu fără pe ei. Și pregătirea celor căsătorii începe cu slujirea Sfântă. Evident, vorbim de copriți. De aceea spune Scriptura și în 2 Timotei 2 cu 22, fugi de copriți de Dumnezeu. Nu asta e prima. Și urmărește, credința, dragoste, bunătatea, că să scrie acolo și în 2 Timotei 6, de asemenea, împreună cu cei ce au pe Dumnezeu într-o inimă, curată, de care vorbim la mine. Tineri, dar nu intrați în viața de căsătorie fără să aveți mai întâi un timp de slujire Sfântă. În care să placeți Domnului, atunci, în timpul acesta aveți, să te sacrifici. Dumnezeu te formează. Altfel intri nepregătit, neinspirat și foarte necăloros. Foarte importantă slujirea Sfântă. Cartea Psalmilor, v-am spus, e cartea leviților, a celor ce s-au dedicat viața slujirii Sfinte. Și începe de la Psalmul 3 și de omul care nu stă pe internet și își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte, însă nu are timp de fete. Și fata asta nu are timp de băieți, că le-a venit și noapte, prin să așa ceva când. Vorba nu era bine, când nu e venit și nici noapte, dar asta nu e și când. Faceți asta. Misiune, post, rugăciune, slujire, fiecare cu ceva la Domnul, pregătire din Scriptură, poezii, cântare, lirică de post. Cu asta începe pregătirea pentru viața de familie. De ce spun cu asta? Scrie aici că în felul acesta te rupi să placi Domnul. Și pe când te vei căsători, trebuie să placi partenerului. Dacă tu n-ai fost învățat să placi altcuiva, dacă n-ai fost învățat să te sacrifici, să te dăruiești, să slujești. În viața de familie, ce vei face? Pentru că scrie că cel consurat trebuie să placă neveste, cea meritată trebuie să placă la dată. Așa că nu umbla cu like ce-ți place ție acum și caută ce-i place Domnului. Că mai târziu nu știu o să dai like, că trebuie să te ia bărbatul. Că trebuie nu-i plac, e meritat. Neinstruit. Caut întâi ce place Domnului. Spune și în Efeseni, capitolul 5, și vezi de la versetul 10, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului, bine dragi. Asta e slujirea Sfântă. Nu a sunat odată un tânăr. Ce frate, am vorbit odată cu dumneavoastră,
Și i-a zis dumneavoastră că nu-i bine să mergi să ne jucăm un fotbal, să ne vedem un film, chiar așa că și noastră ca tată. Și a zis, dar cine sunt eu și cine e tatăl tău? Tu trebuie pe Dumnezeu, băi băiete, îi place? Și dacă lui Dumnezeu îi place să joci fotbal, joc un fotbal, mai bine și când. Vezi ce îți place la Dumnezeu. Dumnezeu este Sfânt, e gelos. Nu acceptă țarul de jurul Israel, niciun Dumnezeu să vezi să nu fie niciun lucru. Vezi, tânăr, dragă, îi place Domnul când te naști. Și apoi, când o să spună soțul cum îți place, cine îți va fi greu să accepti? Tu, de fapt, nu ți-ai plăcut ție că îți spune. Și îmi plac să placă Domnul. Și apoi vei fi supusă în Domnul, cum se cere și la copii, ca să te placă. Asta e cea mai frumoasă perioadă a vieții, să slujești fără prietici. Fetelor, bucurați-vă că încă n-aveți prieteni. Știți voi că eu nu accept nici măcar noțiunea asta de cum procesul, fapta în sine. Iisus trebuie să vă devină prietenul vostru. Voi, fetele, sunteți mai sentimentale. În fața lui Iisus poți plânge, poți să-i povestești de toată. Stă singur cu tine în cameră. O să zici ușa, chiar e recomandată, pentru că vreau să povestesc cu tine. Fără telefonie, fără toată tehnica asta care tâmpește ales. Da, ca băia, spune Scriptura, nu vă redim, nu știu cu trei, Hristos e capul lui bărbat. Și tu te pregătești să fii capul de femei. Cum îi pregătești și să fie Hristos capul? Asta e pregătirea pentru căsătorie. Să spui la cum relația cu Domnul. Să te înveți, să îi slujești. De aceea le spun la cei ce vor să căsătorească, discutați doctrina ce aveți. Puneți-l la punct unul cu celălalt, cu crezul. Am întâlnit undeva aici în Europa, o tânără, uite, este viitorul meu soț. Ea era pentecostal, nu trebuie la adventist. Zic și, unul merge la biserică sâmbătă, la duminică, cum e? Copiii la care biserică sunt mereu. Iisus va care anul 2. Și sâmbătă și primică, sau cum vezi așa. Ați discutat despre asta? Nu, n-am discutat. Dar nu l-ați fixat? Da! Ați început cântarea cântărilor. Foarte important este slujirea asta. Și nu insist, dar cred că ar trebui să pricepeți asta. În al doilea, spune Scriptura, vă citesc din cartea Proverbele. Dar hai să spun de aici, nu mă vedeți așa. Ca să fie așa din nou testament, mai multe lucruri. Scrieți la versetul 36 de la Tipredul, cineva că este rușitos pentru tata lui să treacă de doar vârstit și nevoia cere așa. Să facă ce vrea, nu mă plătește, să se mărite. Adică, o căsătorie trebuie făcută cu ajutorul părinților, în înțelegere cu ei. Și asta nu înseamnă să ia decizia tata și mama, ci să te lași sfătuit tata și mama. După cum vă știți din cartea Proverbele, capitolul 31, o mamă discută cu băiatul ei, care a ajuns rege. La începutul cărții Proverbe spunea și David și Solomon, dacă te dovedești înțelepciune, o să ai coroană, dacă nu, îți pierzi ca eu la dreptul de întinescut și toiacul și lanțul și inelul. Ce să spun fiului versetul 2? Ce să spun fiul trupului meu? Ce să spun fiul lor dumneavoastră mele? Nu sta femeilor blaga. Să înseamnă pregătire pentru căsătorie. Când tata și mama discută cu tine tot ce ține de viața de familie. Păi tu zici, cine poate găsi o femeie cinstită? Adică, băiete, nu te uita după frumusețe. Își trezești. Dezmerdele sunt înșelătoare. Și frumusețea este deja. Dumnezeu a creat lui Adam femeie să se potrivească. Nu scrie pe Eva că era frumoasă, la cât e frumoasă. Dar din Genesa 6 se face scrie că s-au ales pe care erau frumoase. Așa au început cântarea cântărilor. Am zis, ce frumoasă e! Nici nu am apucat să trebuie ce crezi. Nici nu am apucat să trebuie ce faci mâncare. Da, mi-e picat frumos. Și gata. Dezmierdările sunt înșelătoare.
Fugiți de cuvinte vaporoase, de priviri scânteitoare, de vorbe lipicioase. Cine poate găsi o femeie cinstită? Asta se caută. Caută la cazier, până la albumul de poze. Este mai bine decât mărgăritar, decât femeia frumoasă și fără minte cum este. E disgrațios, nu? Observați ce scrie despre femeia asta. Urmăriți pentru textul ăsta. Și nu vă lăsați povărați de faptul că face multă treabă femeia asta. Nu la asta vreau să o uitați. Și la faptul că tot ce face, face cu dăruire pentru familie. Să placă bărbatul, să placă familiei. După ce mai întâi e cinstită și place Domnului. Și bărbatul la rândul lui se scoală și o laudă pe ea. Deci fiecare se dăruiește și apreciază pe celul lor. Cartea Proverbe este plină de astfel de învățături. Cum trebuie să arate un om? Să mă opresc, de exemplu, în capitolul 19. Asta e pregătirea pentru familie, știți? Cum? Mai mult pretrește sărat la rămână de prietenă decât un bogat cu buze stricate și nebun. Dar, fetelor, hai să vorbim așa. Vine unul la pețit cu bicicleta și altul cu X, nu știu cât. Care te face să duci tu la poartă, să nu trimiți pe soră ta? Eu am mers la pețit cu bicicleta. Nevastă mea avea aer atunci. Avea și permisionare. Și a fost într-o familie mai bogată, dar uite, pe asta n-a făcut-o pe ea să nu mă accepte. O sora ei era educatoare. S-a căsătorit cu un frate care era pasnic. Nu, normal, pasnic. Dacă are problemă sănătate, e bună profesia, cred că dacă e un om sănătos ca pasnic, ar fi doar un loc de lucru grăunat. Ar fi dacă e tine, nu? Începuse o facultate de două ori. Nu știu ce motiv. Am bine noi erau. Nu tot s-a domnul. Și după ce s-au căsătorit. Și-a terminat facultatea. Și-a devenit un profesor de matematică și de informatică, care atunci și-a dat examen pentru ocuparea postului, a avut cea mai mare multă prioritate. Da, era un copil de caracter. Pocăit. Și Dumnezeu l-a ajutat și l-a funcționat. Și știu, și alte cazuri, când fetele s-au uitat, să nu fie chepă, să fie... Și când acolo n-a fost ce trebuia, că n-au fost pregătite, n-au știut ce contează. E fată drăguță. O să ajungă, bucură-te dacă o să ajungă bunică. Fără vârste, tinerețea și florile vieții sunt, zorile vieții sunt, dar femeia care se teme de Domnul va fi, de ce trebuie să cauți ca mea? O fată care mai întâi a slujit Domnului. Mai știu, îmi vine în minte un alt slujitor care a avut să ia fata care slujise cel mai mult. Și scumpa mea soție a fost foarte dedicată slujirii până a fost fată. Mulțumesc, Domnului, pentru aceasta. Foarte important. Viitorul nostru e legat de biserică. Și dacă nu-i place slujirea la biserică, crezi că o să poți să o mântuiești? Greu. Îmi vine în minte cazul de familie tinere. După nuntă n-am mai reușit să o aducă niciodată la adunare. În 2 ani a consumat bani în apartament. S-a despărțit. Și l-a întrebat, măi, de ce l-a luat? Frumos. Și zice, ce-o pentru tine? 9 bani. Poftim principii. Și iată destine. Recomand părinții. Bine a fi tata pentru băiat, mama pentru fată, dar și în comun. Să vă instruiască tot ce ține de viața de familie.
Se un caso la sostanza una nostra di trastorno, dopo discutere ci daremo nei video non lo possiamo sempre un po' quanto ci fa suscitare, no? No, è punto, ma non lo sarà lì, quindi. Un giorno di studiato su un sozio, non abbiamo già i bambini, ma non ho problemi, non spugno, crea proprio da accomodare, questa lipsa di pregatire in parte a famiglie di origine. Non ti ricordo più, ne basta chiudere. Ma mamma, non ci sta con questa cucina, ce ne siamo, se ci chiede. No, ce l'hanno trovato, ma forse. E non può sfuggire, vedi, stia realità, scarica di una stia di alza. Da, carta di visita, vedere a questa torri, este sfuggire a și felul în care ai înțeles tu viața de familie și aici spun părinții au cel mai mare rol să te ajute, nu doar să te asiste în discuțiile premaritale sau să vă rugați să puneți înaintea lor, nu, să te învețe ce înseamnă să fii familist. Îmi vine în minte cazul unui frate care s-a căsătorit la 20 și un pic și a avut înaintea Domnului pentru un proroc. Nu mai știu exact între conținutul mesajului, dar ideea era ai la loc de dreptate. Era mult mai bine dacă era pregătită. Urmează să căsătorească, nu vom vedea mai apoi cei ce sunt aproape de el. În ce privință va întâmpina greutăți? Că n-a fost pregătită să slujească, să se dăruiască, să țină la viața sfântă, ca asta salvează familie. Fără rugăciune. Dacă am dorit o familie undeva aici într-o țară în Europa, ea se plânge, frate, cu soțul meu nu se roagă, nu citește o Biblie, nu se scoală nici ca să vină la adunare. Și discut că eu nu-i zic, întreb și spune de noastră. E drept, eu așa pus până la și trebuie la adunare, nu am ce zis asta. Pentru că voi v-ați întâlnit doar așa, prin parc. Voi nu v-ați întâlnit în misiune. Undeva am fost despre un băiat că sunt căsătorit cu o fată pe care am întâlnit-o, lucrau amândoi, undeva lucrau sau erau studenți într-un oraș și în weekend în care erau liber, mergeau la familie din bătrâni la țară, în satele de mitrofe, să ajute în gospodărie. Și-au văzut o sâmbătă asta acolo, peste două sâmbătă la o liber era acolo la muncă și întreabă pe bătrânii aia, zice, e nepoata voastră? Și nu, e o fată care vine și ne ajută. Astfel de fată care a învățat să slujească și în cele sfinte și în cele gospodărești, e bună să trece pe lumele tău. Nu? Deci rețineți. Pregătirea pentru căsătorie înseamnă mai întâi slujire sfântă, relație bună cu Domnul al doilea rând, instruire din partea familiei de origine. Dacă n-ai părinți credincioși, alții să te instruiască ce înseamnă să fii bărbat, ce înseamnă să fii femeie, să fii tată, să fii mamă, cum să slujești, cum să te dăruiești. Dumnezeu să lași. Pentru că nu te iubesc, e declarația cea mai corectă când treci pragul în viața de căsătorie, ci mă sacrific. Asta s-a întâmplat. Dacă vrei să te distrezi, atunci nu te căsătorie. Dacă ești egoist, nu te căsătorie. Du-te la mănăstire. Acolo poți să slujești solo. Dacă vrei duet, atunci trebuie să vă găsiți o gamă comună și să fie un mod de gândire corect. În al treilea rând, procedura propriu zis. Nu începeți cu asta pregătirea. Sunteți pentecostali și poate ați fost învățați și recomand și eu să avem un cuvânt din partea Domnului. Dumnezeu cunoaște viitorul, cunoaște tainele oamenilor, are planurile lui pentru fiecare. Dar dacă nu ți este starea spirituală bună, pentru că am întrebat pe Domnul. Evreii nu au avut o stare spirituală când au avut împărat și Dumnezeu știu ce au avut. Așa ne și-a dat unul înalt, arătos. Și le-a părut rău că l-au cerut. Este acolo un verset în spusul lui Samuel. El a avertizat și unii slujitori sau părinții avertizează pe tine, dar nu poți să preceapă și atunci n-ai ce te faci decât să-i lași să dea cu cap. 1 Samuel, capitolul 8, versetul 18. Și atunci veți striga împotriva împăratului vostru pe care îl veți alege, dar Domnul nu va asculta. Cine-i strigat de fapt Solomon? A zis, voi credeți că împăratul merge în față, are coroană,
Și conduce războiul. Nu, nu, împăratul va lua pe fetele voastre, va lua câmpiile voastre. Uite-te la tot ceea ce ține să ai împărat, să ai soț. Nu? Mai este că e una, mai e eu vreau soț, eu vreau copii. Păi, copii, doar patru te lasă seara să-i curgete și copiii te scol după aceea, te scol repede. Gândește-te la asta. Doar la plimbare de seară. Gândește la toată noapte. Și ziua de mâine și fiecare zi împovărează viața. În ce privește procesul propriu zis. Vă citesc din Cartea Proverbelor de capitolul 18, versetul 22. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Deci ai drept să cauți. Spune și în locul 7, de a căuta nevastă. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Iată de ce pregătirea pentru căsătorie trebuie să înceapă cu relații bună cu Domnul, că numai El îți poate pregăti o fată bună. 94, o nevastă precepută în cele spirituale și chiar în cele gospodărești pământești. Este un dar de la Domnul. Dar știi că și o nevastă rea este tot de la Domnul. Gura curilor este o roapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească, Domnul! Proverbe 16:4. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Eclesiastul capitolul 7, spune Solomon, pățitorul care a început cântarea cântărilor. Versetul 26, și-am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un las, a cărei mâini sunt niște lanțuri, cel plăcut lui Dumnezeu, scapă. Cu ce să începe pregătirea? Să fii plăcut Domnului, că scapă nevasta aia. Ține minte asta, ușor de ținut minte. Cel plăcut lui Dumnezeu nu-i pedepsit de căsătorie. Rugați-vă, dragii mei, Doamne, dacă am păcătuit și trebuie să mă pedepsești, iartă-mă, smerenia unor ține loc de pedeapsă. Dar rugați-vă așa, Doamne, numai nu mă pedepsi în căsătorie. Asta e cea mai multă pedeapsă pământească. Mai multă decât boală. Zice aici în continuare că este mai amară decât moartea, auzi? Și dacă nu plângi Domnului, s-ar putea să-ți dea Domnul așa ceva. Poți să treci la sorți. Că ăsta e sorțul care îți pică ție. Nu o să-i pice asta la unul care e pocăit. Nu, scapă Domnul. Îmi spunea un tânăr, cine a pus ochii pe o fată? Am zis că slujește. Dar inima lui ce vă spuneam, cugetul curat. Zice, ceva nu îmi dădea voie, n-aveam libertate, n-aveam bucurie. Și au zile de post cu alții care chemau pe Domnul într-o inimă curată. Și în ultima zi de post a dovedit, a primit un telefon. Fata asta trăia în vorbire și slujea în urmă. Și Dumnezeu nu l-a lăsat. A zis, frate, fixați-mi data anunții. Da. Dumnezeu doar vă poate veni și doar Dumnezeu vă poate veni. Avem 5 copii căsătoriți, 4 unul sunt căsătoriți acum. Și am zis, atâta e de ușor cu ăștia care sunt căsătoriți. Și atâta îmi pare de greu cu ăia care sunt căsătoriți. Pe simplu motiv, că la cei de până aici ne-a ajutat Dumnezeu. Și la ceilalți strigăm zi și noapte ca Dumnezeu să nu-i lase, să-i zbăvească. Dar pentru unul, mă rog, e puțin mai firesc. Pentru altul, mă rog, are sugerii deosebite să nu ia o fată care nu, să nu aștept să sugerească mai departe. Că numai Dumnezeu, cum spune versul, că Tu ești acela, Doamne, ce cunoști pe orice cine, faci perechile de oameni, după cum se încred în Tine. Da. Deci asta e important. Nu modul prin care întrebă Domnul e important. Și relația ta cu Domnul, ca să-ți poată Domnul răspunde după curăția inimii tale. Scrie în Genesa 20 că Abimelec s-a uitat la Sara și s-a spus, bun, s-a uitat în harem. Așa era atunci, poligamie. Și Dumnezeu i-a vorbit. Și de ce vedeți acolo că l-a scăpat? Că a fost cu inimă curat. Doar un singur sfat mai mult. Deci, când întrebați pe Domnul, să întrebați mai întâi dacă îi place de dumneavoastră.
Nu dacă vă lasă să alegeți ce vă place, dacă îi place Domnului din dumneavoastră, asta să vă întrebați mai întâi. Și după aceea întrebați-vă, Doamne, e bună, Aneta sau Sabeta? Care și care? Pentru mine. Feriți-vă, dragii mei, de prietenii din astea irresponsabile, ca băiat. Nu intra într-o relație cu o fată dacă n-ai un gând serios pe care să-l declari. Nu-i problema dacă nu te vei căsători. Dar nu amăgi. Nu-i fă complimente. Nu du-l la primare. Fără să-i spui, am un gând serios de căsătorie. Și apoi beata fată discută cu prietenii ei, cu mama ei, cred că băiatul ăsta se gândește la mine și în bărbuie, și și imaginează, și și în chipuri. Pentru că tu nu știi să spui ce vrei. Deci nu aborda o fată în mod personalizat până când nu ești gata și ai intenție să te căsătorești. Și fetelor, nu acceptați o relație. Dar suntem amici că suntem prieteni. Dacă băiatul nu declară corect, deschis, cu claritate, am un gând de căsătorie. De îndată ce ți-ai exprimat acest gând, prima dată datorie este modelul. Rebecca, Genesa 24, Rahela, Genesa 28, spui la părinți. Și el, de asemenea. Și dacă lucrarea asta prinde contur, trebuie anunțată conducerea bisericii. A fost la noi cineva din altă țară. Bisericile de origine slavă au următorul principiu, cele care mai păstrează. Când cineva vrea să căsătorească, zic, și vorbește cu păstorul. Păstorul vorbește cu fata, fata se roagă și dacă fata spune, da, apoi avea în urmă. Băiatul are dreptul să se. Nu cred că există un model șablon. Dar vorbeam de curăție. În curăție, în adevăr, trebuie să fie lucrarea făcută pe față, cum a făcut robul lui Avram. Păi stai la masă. A zis, nu stau la masă, pentru că nu spun ce am spus. Eu n-am venit aici să stau la masă. Eu nu sunt călător doar întreagă. Auzi, nu te du. Îl faci vizite la fratele ei. Spune că te duc la ea, la frate său. A zis, mai întâi spun? Și am răspuns. Și aștept după răspunsul vostru. Și ce au zis? Genesa 24:50. De la Domnul vine lucrul așa. Dar cum era fata? Fecioară. Cum era Isaac? Curat. Pentru oamenii ăștia lucrurile de Dumnezeu. Numele lui să fie bine. Amin. În acest proces, cum a spus, cere sfat de la Domnul, discutați doctrina, discutați probleme gospodărești, pământești, profesionale, ceea ce ține de școală. Și pe tot acest parcurs, păstrați-vă curați. Primul sărut trebuie să se consume atunci când se poate finaliza cu un act sexual. Dacă dai sărutul mai repede, ca să nu mai spun de alte atingeri, e ca și cum vorba cuiva. Mi-am pus ochii pe un ogor, la notară, că n-am fost, dar e prima vară m-a pus să seamănă. Vezi că o să crească ceva. Nu fiți naivi. Sărutul se vrea să se finaliza cu un act sexual. Și dacă îți spune că mă opresc undeva, de prima dată poate te opri. A doua oară te duci mai departe. Și a nu știu câta oară, nu te mai oprești. Și te întreb unde am greșit. Când s-a dezverginat mintea, când te-ai sărutat acolo. Poate că nu trebuie să vă opriți. Dumnezeu să vă ajute. Și să vă dea arul să fiți curați. Eu știu mărturii și nu-i timp acum să vorbim. Dacă
nu vă veți atinge și nu vă veți expune. Este un site de consiliere și ce îmi scriu vieții tineri, vai, mă vine dintr-o fată care spunea, nu mai dorm nopțile. Și a permis să își descoperă părțile trupului. Să ajunge mai departe. Scrie un băiat, aștept nunta, dar nu m-am bucurit. Și toate astea de la faptul că n-am putut fără atingeri, fără săruturi. Știți de ce n-au putut? Suferești. Nu-i Duhul Sfânt cu frânaia poftelor. N-am înțeles și am vorbit noi toți până aici. De-aia mama și tata, pe lângă ceea ce Domnul te învață, trebuie să spună, draga mamei, când te-a sărutat, e problemă. Domnul să vă lumineze, să vă prelungească și să vă dea harul să trăiți curați. Amin.